Comitetul interministerial a aprobat proiectul autostrăzii Sibiu-Făgăraș după ce studiul de fezabilitate fusese analizat și avizat de Consiliul Tehnico-Economic de Avizare al Ministerului Transportului și Infrastructurii la data de 28 decembrie 2021. A transmis joi 27 ianuarie secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Irinel Scrioșteanu. Traseul autostrăzii Sibiu-Făgăraș pornește din dreptul localității Boița și se termină în apropierea municipiului Făgăraș. Traseul trece adiacent de localitățile Turnul Roșu, Sebeșul de Jos, Racovița, Mârșa, Avrig, Porumbacul de Jos, Porumbacul de Sus, Sărata, Scoreiu, Cârța, Arpașul de Jos, localități ce aparțin județului Sibiu și de localitățile Ucea de Jos, Ucea de Sus, Viștea de Jos, Viștea de Sus, Drăguș, Sâmbăta de Jos, Voila Voivodeni, Dridiv Luța, Hurez, municipiul Făgăraș și Ilen din județul Brașov. Lungimea autostrăzii este de 68 de km și este împărțită în 4 tronsoane. Tronsonul 1, Boița, Avrig, Mârșa, tronsonul 2, Avrig, Mârșa, Arpașul de Jos, tronsonul 3, Arpașul de Jos, Sâmbăta de Sus, tronsonul 4, Sâmbăta de Sus, municipiul Făgăraș, drumul de legătură cu DN1. Valoarea totală a investiției este estimată la 7,5 miliarde de lei cu TVA.